Deși abia luna ianuarie, cultivatorii care pregătesc primele producții de roșii românești au început deja munca. În serele Universității de Științe Agricole Cluj, specialiștii au preluat comenzile de răsaduri pentru doi producători mari de roșii. Acum, circa 30.000 de păhărele cu răsaduri așteaptă să fie plantate în serele cultivatorilor, iar primele roșii vor fi gata de consum la începutul lunii mai. Haideți să vedem când au început inginerii agronomi munca pentru crearea răsadurilor de roșii. În această perioadă executăm transvazarea răsadurilor de tomate pentru seră, pentru cultura în seră. Aceste răsaduri vor fi plantate în jurul datei de 15-20 februarie, la locul definitiv în seră. Producerea răsadului a început data de 20 decembrie, a avut loc semănatul. După răsărire, în momentul în care plântuțele au una-două frunze adevărate, începe lucrarea de repicat sau de transvazat dacă au fost produse în tăvițe alveolare. Din plantele pe care le vedeți în aceste ghivece, vor ieși în jurul datei de 10 mai primele roșii românești, ce vor fi adevărate trufandale în piețe. Până să ajungă însă roșiile pe tarabe, cultivatorii trebuie să aibă grijă de sănătatea plantelor. Primul lucru pe care trebuie să îl facă este să încălzească serele. Temperatura optimă de creștere și dezvoltare a răsadurilor în această perioadă ar fi în jur de 25-28 de grade în atmosferă și 24 în substrat, pentru o dezvoltare armonioasă, frumoasă. După transplantare la locul definitiv, această temperatură ar fi bine să se mențină, deși este destul de greu având în vedere costurile ridicate cu agentul termic. Este foarte important să fie o corelare între temperatura atmosferică și lumina de afară. Deci dacă avem zile cu nebulozitate ridicată și temperatura trebuie menținută la cote mai scăzute. Dacă e soare afară și temperatura automat se și ridică în seră, pentru că e efectul de seră, și rezultatele în acest caz sunt favorabile dezvoltării armonioase a plantei. Răsadurile pregătite în ghivece sunt un hibrid de roșii, potrivite pentru cultivatorii care scot pe piață cantități mari de legume. Roșiile din soiul hibrid F1, cum este acesta, au coaja tare și rezistă mai multe zile de la recoltare, în cazul în care nu sunt vândute imediat.